ba pula în munții voștri, ba pula în câmpiile voastre, ba pula în șoselele voastre și drumurile voastre intersatale. Tremură mâna ca la beții futuți, gura mă, te ține de cameră, ține de mic dacă ești în pula mea cameraman sau ceva. Ce pula mea, veniți băieți morți! Aici, la poalele tâmpei, în vatra frumosului nostru Brașov, strălucește intens o stea Strălucește morții telecabina cu 350.000 pe drum și te strălucește morții arachnofobia, ipohondria, umanofobia, stat așa în pula mea, unul lângă altul, tâță pe bucă, mână pe buci, pe telecabina în jos. Speranței și a bucuriei, încălzind darnic cu razele ei inimile acelora care prin cuget și fapt la faci morții în pulă de swinger pe trecăreți. Răspund patriei socialiste, prezent. Sensul adevărată existenței să-ți dai drumul pe față. 12 iunie 1971. Un nume vechi, o școală nouă. Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, se atribuie numele Dr. Ioan Meșotă, Liceului de Cultură Generală numărul 3 din Brașov. Gânduri de devotament și dragoste se îndreaptă către Partidul Comunist. Dar nu e decât audio, că aș scoate pula să vă arăt exact ce gânduri am spre Partidul Comunist Român și gândurile mele de devotament. Român, către conducătorul nostru iubit, secretarul general al Partidului și președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vai, aș ochi în pulă să-i iau. Și nu numai, că ci că era mai bine pe vremea lui. Era mai bine, știi cum e? Era mai bine dacă în loc de lame de ras avea pulile noastre pe fața lui. Era mai bine dacă în loc de gel de păr avea slobozul nostru. Era mai bine dacă în loc de pastă de dinți avea tot slobozul nostru. Era mai bine în loc dacă albușul de ou dimineața mâncat avea tot slobozul nostru. Era mai bine dacă atunci când nu mai avea îi se uscau mâinile iarna sau ceva, avea tot slobozul nostru. Era mai bine dacă la un moment dat îl mânca ceva în ureche și nu-i mai trecea și dădea tot cu slobozul nostru. Așa era mai bine. Numele Dr. Ioan Meșotă, mare personalitate a științei și culturii românești. Pe ăsta nu-l știu, nu intru. Înmănunchează dorințele seriilor de absolvenți care și-au înnobilat. Ce pula mea și argolanii ăștia la masă, unul doarme, unul fute, zici că li s-a terminat coxul. Mă rog, nu pot să fac o analiză corespunzătoare. Oamenii se pare că petrecerea e deja pe sfârșit. Mintea și inima la izvoarele limpeze. Bă, doamne, aș pula și ăsta și-a pus șapă, gata, morții vă știm, m-am tirat de aici, m-am dus direct la control. Unui lăcaș de cultură, cărăzise de-a țării de aproape o jumătate de secol, fii... Ce gazon de căcat aveți? Mi se pare oarecum că am cel mai de căcat gazon pe care l-am văzut în viața mea. Și nu zic cu ură, dar dați-vă în pula mea și cu gazonul vostru și cu... Buni, intelectuali legați de popor. O, dar ce subwoofer să moară viața. Liceul Dr. Ioan Meșotă este unul dintre primele licee de stat care ia fiind... Țineți mâna la pulă, copii, nu o lăsați. ...șof după înfăptuirea mărețului ideal, unirea Transilvaniei cu țara. La tânărul liceu venise la cerere profesori entuziaști, majoritatea din București, care... A venit toți bețivii în pula mea, care nu mai puteau să-și mai dea pe gara de nord, dar au venit să-și dea aici, la Brașov, la munte, ca să... măcar să respire în pula mea un aer curat, nu? Vreau să-și afirme buna pregătire profesională și pricep... Dar mai luați de mână de la pizdă, vă rog. ...perea lor, prin muncă stăruitoare, plină de abnegație și răspundere. În scurtă vreme, i-a fost dat liceului Dr. Ioan Meșotă să-și creeze, atât în Transilvania cât și în Muntenia, faima unui liceu la care se face carte. Se face pe morții noștri. Nu greșim afirmând că și astăzi, în vatra prestigiosului lăcaș de cultură, în aripata tradiție meșotistă... În aripata tradiție meșotistă se află la ea acasă. Aici, ca de altfel pe întreg cuprinsul țării, Vai de pula mea cât aveți de învățat. Încă o dată vă zic, vai de pula mea cât aveți de învățat. Nu se vede profesor de câte cărți aveți de cumpărat. Primăvară zglobie, plăpândă și fragedă. Primăvară zglobie, plăpândă, zice el, în pula mea cu 20 de manuale de fizică cuantică pe masă. O primăvară zglobie, plăpândă și fragedă, tresaltă, se înalță. Ați belit pula, ați tras 3 în bancă, ia vedeți. Ce, știi care e toată combinația? Copiii sunt copii, mă, copiii sunt viitor. Aleargă spre soare. E primăvara sufletului nostru românesc. E primăvara sufletului nostru, o pulă. Înalță, aleargă spre soare. E primăvara sufletului nostru românesc, însetat de viață, lumină și cânt. Însetat de pulă, pulă și pulă. Această mare e acoperită de adolescenți, ce învață mersul pe valuri, în picioare, mai răzmându-se cu brațul de curenți. Această mare e acoperită de adolescenți, cu gândul numai la pizde, ferindu-se de concurenți. Mai sprijinindu-se de rază țeapănă, de soare.
Școala cu băncile ei ilustruite de coatele neliniștite de adolescent. Școala e cu băncile ilustruite de copii, în spate aveți desene de pizdă, desene de pult, desene de pizdă și după harta României, unde puteți să găsiți pizdă și pult. Atenție un pic, nu fiți foarte violenți. Puneți mâna, notați, scoateți mâna sub bancă. Ce pula mea, diapozitiv, ce pula mea se întâmplă mai aici, ce pula mea se întâmplă mai aici. Cu ecoul zâmbetelor de 10 minute, școala este pentru noi călăuza. Zâmbetelor de 10 minute futu-vă morți în gură să vă fut la 8 ore, dar 10 minute futu-vă în gură să vă fut de țigani. Care se propagă în pula mea cum ar veni mai departe în viață. Când ai ajuns în pula mea, ai 8 ore, ieși 10 minute în pula mea la o țigară și uite așa viața ta. La vași morți în pula să viau de comuniști. De coatele neliniștite de adolescent, cu ecoul zâmbetelor de 10 minute, școala este pentru noi călăuza. Grădinarul priceput ce-și udă florile în fiecare dimineață. Nume glorioase și fapte pline de jertfă. Hai dă-te morții tăi de bătrânii și morții mătii că te cheamă moartea pe acasă. Lasă-ne în gâtul mătii să petrecem și să punem mâna pe ceva. Au așternut la poalele de granit ale Carpaților simbolul neistovitei râvne cu care acest popor a știut să-și afirme mândria națională. Mi se rupe pula de acest popor, mi se rupe pula de mândria națională, mi se rupe pula de unirea act al întregii națiuni, mi se rupe pula de licăriri, mi se rupe pula de 1859 sau de 2024, frate. Uite, asta e școala, ia de aici, pornește de aici. Mircea cel bătrân, Ștefan cel mare, Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazu. Mircea cel bătrân, hai sictir. Mircea cel bătrân, Ștefan cel mare, Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazu. Mihai Viteazu care i-au tăiat capul ca la târfe tot frații lui. Dimitrie Cantemir, iar mai târziu o nouă generație înflăcărată, Avram Iancu, Barițiu, August Trebon Laurian, Nicolae Bălcescu. Nicolae Bălcescu, toți futuți în cur de frații lor, atenție. Și toți acei cărturari care cu ascuțișul condeiului și cu puterea minții au slăvit cu... Suntem mândri cu udinii, futu-vă morți în gură. ...râvnă și devotament idealurile acestui popor. Dacă în șir ai văzut comuniștii mergând, dacă atunci ai putut să dai tot pentru ea, în luptă să mori fără de ea, dă înapoi, doar atunci poți să spui, te iubesc patria mea. Greu încercat. Vai de pula mea. Epoca noastră este străbătută de o revoluție tehnico-științifică fără precedent în istoria omenirii. Această revoluție a promovat matematica pe primul plan al actualității. Și porno pe anteprim. Încă cu mult înainte, Karl Marx... Mâncați-și pula ta, doamne. Spunea, știința atinge perfecțiunea numai atunci când izbutește să folosească matematica.